Bun găsit, dragii moșuri, la 5 minute de sport. Altfel, trebuie să vorbim și despre fotbalul românesc. Am mai făcut noi vorbire despre lucrul acesta. Alexandru Stoian, în etate de 14 primăveri, ați văzut, a fost convocat și băgat pe teren Gicuță Regele Hagi în meciul dintre FCU Craiova și Farul Constanța. Ei bine, după Gicu Dobrin, Alex Stoian, Nea Sândel, Sandu Stoian, mamă, tăticule, 14 ani, este cel mai tânăr al doilea jucător din istoria fotbalului nostru care debutează. Acum aș putea să citesc, hai să și citim așa niște chestiuni de statistică. Gicu Dobrin, 14 ani, 10 luni și 5 zile în momentul debutului său, Știința Cluj cu Dinamo, în 1962, dacă nu mă înșel. Stoian, 14 ani, 10 luni și 13 zile. Deci iată, regretatul Gicuțu Dobrin, doar o săptămână, 8 ziluțe, o săptămână și o zi, a avut în fața lui Alexandru Stoian și, bineînțeles, Rareș Lazar, vă mai aduceți aminte, era 15 ani, o lună și 19 zile la Vaslui, cred să nu greșesc, undeva în 2014. Astea sunt chestiuni de statistică. Gicu Dobrin, foarte greu să fie 14 ani, 10 luni. N-aveau 15 ani, nici Stoian, doar Rareș. Există doi jucători în fotbal românesc, da, băi, vezi și Ilie Balaj, nu, Iliuță Balaj, Dumnezeu să-l ierte că s-au împlinit cât 4 anișori acum, avea 17 ani la momentul debutului său pe prima noastră scenă, în 1973. Dar ce vreau eu să vă rog acum frumos, uite chiar dacă se poate niște comentarii acilișa de desubtul pe pagina de Facebook, așa, să spuneți ce făceați voi la 14 ani și 10 luni. Deci sunt fotbaliști care debutau în prima noastră divizie, dar am oprit și campionatul. Tăticule, pe vremea lui Dobrin, indiferent când debutezi la 15 ani neîmpliniți, ești șmecher. Dar apoi că pe vremea lui Dobrin, pe vremea aia era fotbal și înseamnă că erai miez dacă debutai la 14 ani. Dar o să vă rog să ne gândim ce făceam noi cu toții, dar la modul sincer, nu băgăm în ele, la 14 ani și 10 luni. Eu dacă sunt născut în mai, dați așa puțin, mai, aprilie, martie. Deci în martie 1990 călcam pe clasa 8-a și ne pregăteam să dăm, cred că mulți dintre noi făceam treaba asta, ne pregăteam să dăm, venise revoluția, trecuse revoluția, ne pregăteam să dăm examen. Țâțâia totul pe noi, pentru că era a treapta dintre a 8-a spre a 9-a. Aveam emoții, nu învățaserăm încă să ne bărbierim în răspăr, adică nu știam să ne luăm așa cu lama. Timp în care Alex Stoian a debutat la 14 ani, 10 luni și 13 zile. Ok, putem discuta aici jumătate de zi. Gicuță Hagi este cel care dă credit tinerilor jucători. Gicuță Hagi este cel care îi aruncă în luptă și e Nesali sau cum îl chema și pune pe băiatul ăla. Gicuță Hagi are o întreagă, cum să, o la masia, o panoplie întreagă de astfel de jucători pe care poate să-i bage, pentru că de fiecare dată ei sunt pregătiți și nu cred că s-a gândit Hagi să doboare vreun record, ci pur și simplu l-a băgat și să dai credit unui copil de 14 ani și jumătate înseamnă ceva. Atenție, în același meci Andrei Borza a marcat la 16, tăticule, ce a fost acolo? Nu la junior, e meci la senior. Andrei Borza, 16 primăveri, este al 11-lea cel mai tânăr jucător din istoria campionatului nostru care punctează și, bineînțeles, în aceeași partidă. Ca să facem o comparație, dar bine mă opricene că te dai tu miez cu ăștia tăi, nu eu, că nu sunt copiii sau neamurile mele. Dar să nu uităm că Leonaș Messi a debutat undeva pe la 16 ani și un pic într-o partidă amicală pentru FC Barcelona pe când avea 16 ani și puțin el și la 17 ani de-abia debuta oficial pentru FC Barcelona. Corect, o să spuneți și alt nivel, dar între 14 ani, 10 luni și 5 zile, 15 neîmpliniți și 17, este o mare diferență. Sunt multe cazuri în fotbalul mondial cu astfel de jucători. La Gicu Dobrin nu mai avem ce să mai discutăm, pentru că el, Dobrin, ar rămâne Dobrin. Apropo, sunt 50 de ani, au fost zilele acestea, 50 de ani de la acea dublă istorică dintre Real Madrid și FC Argeș, când Gicu Dobrin a făcut ce a vrut cu cei de la FC, de la Real Madrid, l-au ținut minte și l-au chemat la meciul de retragere a lui Paco Gento din decembrie. Țineți minte că am mai vorbit noi de atâtea ori. Ceea ce avem de reținut, dragi prieteni, este că în fotbalul românesc se mai petrec minuni, pentru că da, asta este o minune. Dacă nici Gicuță Regele Hagi nu are ochi, n-avem ce să mai așa, ce să mai povestim. Stoian Alexandru, țineți minte, 14 ani, 10 luni și 13 zile. Tăticule, ce rugăminte avem la tine, dacă te uiți acum la noi, Alex, născut pe la Madrid, parcă e băiat, sau nu, ăsta e băiatul pe la Madrid, și ești.
să nu cumva să abandonezi, pentru că faci un lucru senzațional, să nu te pierzi, să nu te să nu mai auzim de tine. Concentrează-te puțin, trage tare de tine și hai, dă totul, pentru că dacă ai debutat la 14 ani, 10 luni și câteva zile din mânuța de sub dieta lui Cicuță Hagi, înseamnă că ești miez. Ai grijă, Alex, de tine, nu te irosi pe parcurs. Dragi prieteni, mii de mulțumiri. Hai să mai vorbim și de, am zis să mai vorbim și de fotbal românesc, că tot timpul numai dăm cu pietre în el. Toate cele bune, 5 minute de sportal.